tata. Cel mai de preț om, tata, este cel care primul ne demonstrează curajul, bărbăția, dragostea. Astăzi suntem pe ospeți la domnul Igor. Să-i spunem la mulți ani din partea celor doi copii, trei nepoți și o soție de aur. Tot în viață un rost are, de e vânt ori de e soare. Și-apoi fiecare-și duce în spinarea sa cruce. Ești un om și jumătate, de nu uiți cine ți-e frate. Nu uiți cine ți-a dat nume, de unde ai pornit în lume. Omule, oprește un pic, din viață nu iei nimic, mă. Toate în lume trec și vin, numai faptele rămân, mă. Stai, omule, lângă mine, să-ți spun o vorbă de bine. Cu drag din suflet să-ți cânt, toate le lași pe pământ, mă. Măsură-n toate, mai ușor treci de păcate. De faci bine în tăcere, sufletului face avere. Cât-ți este drag de lume, lași în urmă lucruri bune. Toate-n viață-s cu folos, dacă le trăiești frumos. Le oprești un pic, din viață nu iei nimic, mă. Toate în lume trec și vin, numai faptele rămân, mă. Stai, omule, lângă mine, să-ți spun o vorbă de bine. Cu drag din suflet să-ți cânt, toate le lași pe pământ, mă. Oprește un pic, din viață nu iei nimic, mă. Toate în lume trec și vin, numai faptele rămân, mă. Stai, omule, lângă mine, să-ți spun o vorbă de bine. Cu drag din suflet să-ți cânt, toate le lași pe pământ, mă. Domnul Igor, eu vreau să vă îndemn aceste flori, că bărbați adevărați primesc flori. Vă rog să le luați. Așa, sunteți aici alături de doamna Nina și față de oaspeții dumneavoastră. Alexandru, trebuie să vii alături și tu de familia ta. Așa, o să-ți dau ție spumantul, așa că... Și doamna Nina, eu coșul de fruct să-ți fii pentru dumneavoastră. Să s-o dacă vreți baloanele, cum doriți. Haideți sub baloanele. Eu vreau sub aplauzele dumneavoastră să începem felicitarea noastră, pentru că vine o felicitare de parte de parte. Dar... am o însărcinare foarte și foarte importantă. Să vin aici și această surpriză să o încep cu un text. Igor, am un mesaj care este, sunt obligată să-l citesc, după care o să vă povestesc mai departe ce urmează. Scumpul meu tată, felicitări cu ocazia zilei de naștere. Când te-ai trezit dimineața, cred că ai înțeles. La această frumoasă vârstă, ești un om foarte și foarte bogat. Ești un om fericit. Ai doi copii, Alexandru și Elena. Ai trei nepoți, Kiril, Emilia și Sofia. Fiind așa om bogat, eu îți doresc ceea ce mai scump pe lume. Să prețuiești femeia de aur care este alături de tine. Tată, al doilea moment este să fii sănătos. Să fii mereu puternic, cum ai fost până acum. În acest an îți doresc să se îndeplinească visul cel mare și știu, tată, că o să se realizeze. În sfârșit, să-ți vezi nepoata. La mulți ani, tată! Îți trimit acest mesaj de felicitare din depărtare,
dar să știi că cu sufletul sunt alături de voi la sărbătoarea voastră. Tată, astăzi vreau să-ți spun mulțumesc. Mulțumesc din numele meu și din numele fratelui meu, Alexandru, că ai fost motivația noastră să creștem niște copii curajoși, educați, plini de bunătate. Uneori ai demonstrat că ai în tine un suflet mare. Uneori dăruiai sufletul acolo unde nu trebuia, tată. Însă să știi că și asta ne-a învățat. A rămâne oameni mereu. De asta, tată, astăzi la masă s-au adunat cei mai buni prieteni ai tăi. Și pentru asta vreau ca să aplaudăm. Bravo, 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 bravo. Al doilea moment, tată, vreau să spun că ai demonstrat ce mi-ai demonstrat mie și la Alexandru ce înseamnă familie. Fiindcă alături de tine este mama noastră. Ea te-a susținut mereu. Umăr la umăr ați lucrat de tineri. Umăr la umăr împreună ați creat cea mai frumoasă gospodărie. Ați construit cea mai frumoasă casă. Mama și tată, ne-ați crescut pe noi, Alexandru și Elena. Și astăzi noi suntem doi copii mari care vă purtăm numele și cu mândrie spunem că acasă ne așteaptă mama și tata. Domnul Igor, dar să nu uităm că dumneavoastră ați devenit și cel mai bun bunel și trebuie iarăși să-l aplaudăm! Știm că sunt trei la număr, este vorba despre Kiril, Sofia și este vorba despre Emilia, care știu că nu ați văzut-o, dar abia așteptați cu sufletul la gură. Ea, de fapt, tot așteaptă acest moment, fiindcă legătura asta online cumva de fiecare dată așteaptă să o sunați, de fiecare dată așteaptă să vă vadă, de fiecare dată și eu cred că ea așteaptă acest moment să se întâlnească cu bunelul și cu bunica. La mulți ani, domnul Igor, încă o dată. Și știți că copiii dumneavoastră v-au descris ca cel mai bun, cel mai curajos tată, cel mai inteligent, cel mai prietenos, cel mai gospodar. Ați muncit, ați demonstrat că prin muncă omul e slăvit, ați demonstrat că doar ați ținând de familie, mereu sperând să mergeți înainte, ați făcut doar lucruri frumoase și ați crescut doi copii dragi. Acum, domnul Igor, e timpul să vă bucurați de viață. E timpul să savurați din plin și să culegeți roada. Alături de acești oameni frumoși, care eu vă mulțumesc din suflet că în așa liniște ne-ați ascultat, pentru prima oară avem ocazia de așa o liniște. Domnul Igor cel mare, la mulți ani trăiască! Domnul Igor, încă o dată la mulți ani, aveți o familie frumoasă alături de dumneavoastră, copiii dumneavoastră să vă trăiască, nepoții, dar și dumneavoastră în continuare să aveți parte de așa o gașcă frumoasă care s-a adunat astăzi. Sănătos, dragul meu, mulți ani, mulți bani și întregiuri fără de pași, urcă mițica, Nicolae, dragul meu, alături să o păzești că ușor uceală. Ce vreau să-i spun, dragul meu, din partea noastră? Că suntem prieteni tare de mult, pentru care am devenit și cuscri. Da, mulțumesc că domnul Cuscru Igor, fii sănătoși, copiii să fie sănătoși, pentru care mulțumesc că avem și nepoți de la copiii noștri. Să dea, Doamne, la toată lumea să fie sănătoasă, să asculte copiii părinții, de-amu și nepoții să asculte părinții, că acum ne-a ascultat Bănamu, tot așa mai departe în viitor. Și altceva ce putem să mai zicem. Mulți ani și împrejur fără dușmani. Bravo! Să ne fie, să ne stăi unde unduri, să ne dăi udeanul pământului și sănătate gâtului. Doamne, băi! Bravo, bravo, bravo! Bravo.
sănătate. Fata dumneavoastră fiind departe, oricum are grijă ca să fiți sănătos, ca atunci când vine nepoțica cea mai importantă, să aveți putere și curaj. Acest coș de fructe este pentru dumneavoastră. Este foarte greu și o să-l pun acolo, dar să știți că investiți în sănătatea dumneavoastră. A venit timpul deja, pentru că de fiecare dată cumva ați votat pentru copii, pentru familie, pentru casă, pentru pământuri, pentru prieteni, pentru toți. Dar nu pentru dumneavoastră și pentru doamna Nina. Acum puteți să o cuprindeți și seara să savurați niște fructe la un film frumos, eu sunt sigură. Da. La mulți ani încă o dată. Dacă mai la mulți ani. În primul rând vreau să... Așa repede. Când am intrat la dumneavoastră, ca copil eram și ziceam că... Mi se pare că nana Nina, nana Nina, da. Momentul dat am zis că nu nana Nina, dar ziceam... Grigore, dar nana Nina e acasă? Te rog să mă iert. Și vreau în ziua asta să-ți doresc mult sănătate. Să-ți îmbătrâneșez nepoțica care eu am botezat-o și cu mătrătare vroiesc și-ți alături de dânsa, da? Și-o poți vremurile, așa-i timpurile. Eu îți doresc în primul rând să-ți păstrezi sănătatea, ca să-ți vezi nepoțica în brață, nepoții tăți. Să ai sănătate. Mulțumesc. Dacă ai să ai sănătate, și familia alături, și nepoței, și în primul rând, să vă iubiți, să știți așa cum v-am știut odată. Până 110 ani, la nașie încă 10, 120, la nașibu, până 110, mă ca să... Și ce mi-e? Bravo, bravo, bravo! Ia-mi povestii ăștia așa! Tu se rulești cu chepca, eu se rulesc cu povestea. Aștia sunt prietenii din copilărie, trăiesc peste o casă. Da. Și-au trăit în copilărie tot peste o casă. Și-au hotărât ei, eu zic că nu trebuie noi departe să ne ducem. Tot timpul de-o șchiopă. Da. Tot timpul ne uvăjăm, ne stimăm. Și eu tot îi doresc mult sănătate din familia, din partea familiei mele. Și... Simt cum am fost până mu, așa s-o prelugiu mai. A, mare! 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 Fiecare tată își dorește să aibă lumea ciocată. Mama o fiuță mereu aștepta, iar tata visa să aibă un băiat. Bucurați vă părinți că ați crescut copii cu minți, bucurați vă să știți că sunteți dornici și iubiți. Bucurați vă părinți, aveți cu ce să vă mândriți, bucurați vă de cuvinte vă duc la bucurii. Au grijă mereu să crească copiii cu bunul Dumnezeu. Iar la bătrânețe cu lacrimi pe oape o să vă aducă o cană cu apă. Bucurați-vă, părinți, că-ți crescut copii cu minți. Bucurați-vă să știți, sunteți domnici și iubiți. Bucurați-vă, părinți, aveți cu ce să vă mândriți. Bucurați-vă de copii, vă duc
auzirea dumneavoastră, desigur. Sigur și pe mama. Prinde. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați primit la sărbătoarea dumneavoastră. Domnul Igor, să aveți parte doar de bucurii în acest an. Bunul Dumnezeu să vă înzestreze cu tot ceea ce v-ați dorit dumneavoastră. Și să aveți mereu la masă oamenii dragi. Fiecare mamă, fiecare tată își dorește să aibă un băiat și o fată. Mama o fetiță mereu așteptat, iar tata a visat să aibă un băiat. Bucurați-vă, părinți, că ați crescut copii cu minți. Bucurați-vă să știți, sunteți dornici și iubiți. Bucurați-vă, părinți, aveți cu ce să vă mândriți. Bucurați-vă de copii, ei vă duc doar bucurii. Părinții în viață au grijă mereu să crească copiii cu bunul Dumnezeu. Iar la bătrânețe, cu lacrimi plioape, o să vă aducă o cană cu apă. Bucurați-vă, părinți, că ați crescut copii cu minți. Bucurați-vă să știți, sunteți dornici și iubiți. Bucurați-vă, părinți, să vă mândriți. Bucurați-vă de copii, ei vă duc.